În Curtea de Argeș, la sediul Unității Militare 01042 Vânători de Munte Posada, se organizează colectarea de produse pentru persoanele sinistrate, alimente neperisabile, conserve, apă, produse de necesitate imediată, pături, îmbrăcăminte și lemne pentru foc. Ajutoarele vor pleca de urgență în toate zonele afectate de fenomenele meteo extreme, cu deosebire în județele Vrancea și Buzău, pe măsură ce se vor strânge în cantități apreciabile. Și unitatea noastră militară este solidară cu acțiunile care sunt întreprinse în toată țara în acest moment și la un apel venit din partea primăriei și în cumplitate cu ordine primite de la Ministrul Apărării Naționale, noi organizăm în cadrul unității un punct de colectare al materialelor care vor sosi în sprijinul personalului sinistrat din țară în aceste momente. Avem pregătite în acest loc mai multe depozite, putem să organizăm la solicitarea unor agenți economici sau tot al administrației publice locale și depozite privind colectarea de lemne sau știu eu, pături, paturi, saltele, tot ce se poate aduce în acest moment pentru a ajuta zonele sinistrate. Rafturile sunt încă goale, însă cu ajutorul oamenilor cu suflet se pot umple, iar ajutoarele pot ajunge repede la oamenii care au nevoie disperată de ele.